Peste 20 de milioane de kilograme de îngrășăminte și sulfat de amoniu în valoare de 144 de milioane de lei au fost găsite în urma mai multor percheziții efectuate în trei raioane ale țării. Potrivit estimărilor făcute de oamenii legii, substanțele chimice ar fi fost aduse ilegal din Rusia și alte state de către o companie fondată de cetățeni ai Moldovei și Rusiei. În rezultatul perchezițiilor la depozite din Edeneț, Florești și Cahul, substanțele păstrate necorespunzător sub cerul liber au fost ridicate, dar și saci cu mostre de substanță granulată care urmează a fi supuse expertizării. Cazul este documentat de ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național de Investigații și de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.